În plin sezon estival, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare au efectuat o serie de controle la operatorii economici care comercializează fructe și legume. Deși au găsit nereguli, inspectorii s-au mulțumit să dea doar avertismente, urmând să-i verifice din nou pe operatorii găsiți cu nereguli. Inspectorii DSVSA Sibiu și-au îndreptat în această lună atenția spre operatorii economici care comercializează legume și fructe. Aceștia au controlat 10 de depozite de profil sau standuri din piețe, iar neregulile nu au întârziat să apară. În prima decadă a lunii august, în cadrul unei acțiuni tematice, inspectorii noștri au verificat modul cum sunt depozitate și comercializate legumele și fructe, de provenite din import sau din producție autohtonă, cu ocazia căreia au fost verificate cele 8 depozite de legume și fructe existente în județ, unități de comercializare cu astfel de specific, precum și standurile din piețele agroalimentare ale județului. S-au urmărit în principal respectarea normelor de igienă generală și documentele care să ateste originea acestor produse, precum și calitatea și valabilitatea lor. Acțiuni care, în general, putem constata că se respectă de către operatorii din acest domeniu, cu unele excepții, unde s-a constatat depozitarea necorespunzătoare a legumelor și fructelor, respectiv a ambalajelor așezate pe pardosele din cauza lipsei paleților, nenominalizarea în documentele de conformitate a țării de origine a produselor, în special a legumelor și fructelor, precum și indicii de calitate a acestora. De asemenea, s-a constatat în anumite zone nepăstrarea cum trebuie a deșeurilor vegetale. Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 7 avertismente, acesta datorită faptului că neconformitățile constatate nu erau atât de grave, dar s-a stabilit la unitățile cu deficiențe recontrole care vor fi efectuate la termenurile stabilite, unde se vor verifica din nou deficiențele constatate cu ocazia controlului. Pentru neconformitățile constatate au fost avertizați 7 operatori economici de la un supermarket, 4 depozite și un comerciant din piețe, urmând a se efectua recontroale în funcție de deficiențele constatate și termenele de remediere stabilite. Inspectorii avertizează că astfel de controle vor continua urmărindu-se calitatea și comercializarea legumelor și a fructelor obținute în funcție de sezonul de producere.